la fiecare două luni, la fel ca și în acest an. Doamnelor și domnilor, stoparea declinului economic a fost primul lucru pe care a trebuit să-l facem. Totuși, românii resimt din plin încă șocurile economice din ultimii ani. De aceea, construcția bugetară pe 2024 prevede creșteri de venituri pentru peste 12 milioane de cetățeni. Avem peste 40 de miliarde de lei în buget, în plus pentru creșterea pensiilor, salariilor, alocațiilor, dar și pentru cei aflați în nevoie. Totodată, acest guvern va face dreptate pensionarilor. Pentru prima dată, anul viitor, vom avea